Bună tuturor! Astăzi vorbim despre hăinuțe de copii. Am primit o propunere de colaborare cu site-ul patpat.com. Acum, voi știți, dacă mă urmăriți de un timp oarecare și cu o frecvență oarecare, știți că eu sunt foarte deschisă cu voi și mă străduiesc, zic eu, să fiu cât se poate de sinceră, pentru că așa mi se pare corect, indiferent că sunt în viața reală sau pe YouTube, prefer să fiu deschisă și să nu ascund lucruri. Bun, acest site, patpat.com, comercializează lucruri, pentru că nu e vorba doar de haine, sunt și accesorii de bucătărie și decorațiuni, așa, dar în majoritate haine, chinezești, sunt produse chinezești. Acum, știm cu toții ce părere avem despre produsele chinezești, cel puțin noi în România și cel puțin în ultima perioadă. Și de aceea, vă spun sincer că am evitat, am stat pe gânduri mult cu această colaborare, am ținut-o așa în stand-by, nu dădeam un răspuns, m-am tot uitat pe site, am preferat să nu o fac pentru că, v-am mai spus eu, dacă nu sunt mulțumită de un produs, nu e ceva ce aș folosi sau aș purta dacă e o haină, în niciun caz nu voi face un clip pe YouTube în care să vă laud acel produs, să vă promovez acel produs, să vă vând acel produs. Și am evitat, după cum spuneam. Dar pe de altă parte, să știți că de multe ori eu refuz anumite colaborări pentru că mi se pare că sunt niște produse care îmi pun așa pe gânduri. Și de asemenea, s-a mai întâmplat să accept să colaborez cu un brand și ulterior, când au venit articolele, să constat că nu-mi plac deloc și să nu mai fac acel clip. Așa că am zis, mai până la urmă aș putea încerca, pentru că vreau să vă spun că m-am uitat pe acel site de un milion de ori, puteți să intrați și voi. Și sunt niște haine, hăinuțele de copii, în special că la copii m-am uitat, cele de damă nu m-au dat pe spate. Cele de copii sunt absolut minunate, deosebite, frumoase. Nu sunt modelele pe care le vedem în fiecare zi la brandurile pe care le știm și de unde cumpărăm, cred că și eu și voi, frecvent. Sunt cu totul alte modele, e altceva. Și am zis, măi, aș putea încerca. Și atât de mult mi-am dorit, am comandat în total 7 ținute, sunt 4 pentru Amelia și 3 pentru Sofia, și atât de mult mi le-am dorit pe acestea toate 7, încât pentru prima oară, cred, de când am eu aceste colaborări pe YouTube, am fost de acord să achit și eu o sumă de bani, doar să primesc toate articolele, pentru că prea mult mi-au plăcut. Bun. Pachetul arată astfel, bine, el când a venit era mai plat. Noi am umblat doar să scoatem, să ne asigurăm că sunt toate produsele comandate, iar fetele le-am lăsat așa să deschidă câteva, pungile astea în fermoar, veți vedea, sunt destul de drăguțe, le-am lăsat doar să deschidă un pic așa să arunce o privire, pentru că m-au nebunit. Ce frumoase sunt, Amelia! Haideți să le scoatem! Wow! Uite ce floriță drăguță și uite cu luna! Ce foarte frumoase! Wow! Uite! Și orică a fost ceva, a fost ceva! Wow, ce e aici acolo? Wow, un tricou! Un tricou pentru tati! Nu, sunt doar pentru voi! Dar să știți că nu am scos nicio haină de aici și se va vedea, veți vedea că sunt foarte aplatizate, așa ca din fabrică, intenționat, pentru că vreau să ne uităm împreună și vreau să vă ofer părerea mea sinceră, adică dacă mi se pare că ceva nu e în regulă, de asta, dacă vreau să ne uităm împreună, cum spuneam, dacă e vreun defect, dacă e vreo problemă de vreun soi, atunci vom afla împreună. O să vă mai spun că, într-adevăr, a durat un pic până să ajungă comanda, ei menționează acest lucru și pe site. Eu zic că la mine a durat un pic, cred că vreo 15-20 de zile lucrătoare, deci în jur de o lună în total. Și un lucru care mă bucură enorm de fiecare dată când se întâmplă, pachetul, deși îl vedeți că e destul de măricel, l-am primit acasă, mi l-a adus poștașul, deci n-a trebuit să mă prezint la poșta vamală. Nu știu care e logica cu pachetele astea, că uneori sunt unele mici și trebuie să te prezinți la poșta vamală și altele și voluminoase și cu o valoare foarte mare, acesta e de vreo $140.
le primește acasă. Da, nu știu care e logica, dar așa s-a întâmplat la mine. Bun, și încep să scot de aici. Aici e și facturica, pentru că v-am spus, am achitat și eu o parte din ele. Și prima punguță e aceasta, cu o ținută pentru Amelia. Încep cu ținutele Ameliei, pentru că sunt mai multe. E o punguță de asta cu fermoară, așa. Și avem un set de bluziță cu mânecă lungă, Little Miss Sassy Pants. Când am văzut mesajul, am zis că e 100% Amelia. 100% descrierea ei. Și colanții sunt așa, cu dinozauri, în aceeași culoare. Blașul ăsta, așa. Raiul ăsta deschis. Da. Sunt ok. Acestea nu văd să fie vreo problemă. Materialul e destul de grosuț, așa după cum îl văd eu. Doua ținută a Ameliei este o rochiță superbă, cel puțin așa era pe site, sper să fie și în realitate la fel. Da. Ba, e minunată, e minunată și acum cel puțin acestea, primele două, pot să vă confirm, sau la aceste două ținute, pot să vă confirm că e chiar calitatea e foarte bună, materialul e grosuț așa. Aici mai e ca un saten. Deci nu e transparent, să nu se vadă. Super, 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 doamne, ce-mi place. Și tiulul acesta e imprimat într-un auriu sclipicios cu steluțe și lunițe. Sper că vedeți. Această rochiță am gândit-o eu să fie pentru ziua ei de naștere, de pe 10 iunie la anul. Hăinuța arată așa, are tiul în 3 straturi, în partea de jos, iar în partea de sus, după cum vedeți, e plină de paiete argintii. Spatele e gol. Are funda aceasta mare aici și una mai micuță aici în partea de sus și se închide cu un năsurel perluț, așa. Ținută pentru Amelia, care este un set și ținuta mea preferată, sper să arate ca pe site și să nu fiu dezamăgită. E setul pe care mi l-am dorit extraordinar de tare pentru ea când l-am văzut. Un set format din 3 piese și este așa, o bluziță cu mânecă lungă și cu floricica asta imprimată. O
o pereche de pantalonaj cu o floricică galbenă, așa imprimată. Acesta, să știți că e un cauciuc. Așa se simte. Așa. Înflăție, așa și cu buzunăre. Abia aștept să îmbrac cu ei. Cu ei, de fapt, cu întreaga ținută. Și jacheta. Doamne, ce frumoasă e. Da, sunt superbe. Chiar arată ca pe site setul. Și mânecuțele așa sunt imprimate. Trecem la ținutele Sofiei, care nu sunt decât 3 la număr, dar foarte, foarte mult mi-au plăcut și ele. Acesta e un compleu, un set sportiv, ca un costum de training și la cât îl văd eu, e uriaș, e foarte mare, cred că îi va fi mare. Totuși, îi spun că 130, bluzița e aceasta. Ce frumos e! Ea l-a văzut așa prin pungă și a zis că îl vrea neapărat pentru școală. Pantalonii au elastic, așa în parte de jos, deci presupun că se doresc a fi un pic mai lungi. Da. Chiar îmi place foarte mult. Cea de-a doua este o rochiță, dar așa din două părți cumva, că ai senzația că e fustiță și bluziță, dar e prins așa aici. Ce frumos e și asta, uai cât e de frumos. Aici e un, tot un cauciuc așa, mai... nu știu cum să mă exprim, mai gros așa pare a fi cauciucul ăsta aplicat decât cel de la trainingul Ameliei. Și are, după cum vedeți, glugă. Deci în partea de jos e fusta asta așa. Are și glugă în aceeași nuanță cu fusta, să numim, cu partea de jos. Și chestiile astea care atârnă, doamne, ce... vedeți asta ce spuneam, chiar sunt niște modele deosebite, n-am văzut ceva de genul ăsta, de exemplu, la H&M sau la Waikiki, de aceea am și fost atrasă de brandul ăsta și am zis, hai să încerc, de ce nu? Ultima e aceasta, e un compleu, un set de fustă și bluză. Fusta, așa este ea transparentă, știam că va trebui să-i aleg niște colanți, că e, uitați cum e confecționată, din bucăți de tiul așa colorate, arată foarte, foarte haios. Iar bluzița, e, văd că e și ambalată separat.
e aceasta. Foarte frumoasă. Setul acesta, nu știu mărime înseamnă asta, au pus XL aici. Știu că l-am ales într-o mărime foarte mare, cred că gen 9 ani sau ceva, pentru că nu am găsit mărimea Sofiei și am vrut neapărat. Dar aș vrea să iau niște colanți, poate găsesc într-o nuanță de aici, ori albastru, ori mi-a plăcea mov. Da, deci așa vin ele împreună, ia să încerc să fac așa. Așa. Și m-am gândit, nu știu dacă că fetele au personalitatea lor și nu știu dacă vor vrea neapărat, deși ele acum sunt foarte încântate, m-am gândit ca aceasta să fie ținuta Sofiei pentru ziua ei, pe 10 aprilie. Dar, nu știu, e cam măricică, dar până la urmă fiind un tricou, dacă îl spăl și intră un pic la apă, presupun că nu e chiar rău. Iar fusta chiar nu-mi fac griji cu ea, că e mai mult de distracție, așa că oricum va avea niște colanți pe interior. Dragii mei, asta este comanda pe care am făcut-o pe patpat.com. Acum, nu știu dacă mie mi se par chiar ok, ați văzut, le-am desfăcut împreună, eu sunt mulțumită. Linkurile tuturor articolelor, ținutelor prezentate în acest clip le găsiți în căsuța cu descriere de mai jos, poate vreți să vă duceți direct la produsul respectiv, la ținuta respectivă și vreți să vedeți dacă găsiți o mărime anume sau prețul respectivului sau ce vreți voi. De asemenea, dacă intenționați să plasați o comandă pe site-ul patpat.com, eu vă pot ajuta cu un cod de reducere de 12%, este BABYCODE51. Îl introduceți, știți voi, după ce puneți produsele în coș, aveți acolo o căsuță pentru introducere de cod, băgați codul și veți vedea că suma totală de achitat se reduce cu 12%. Dragii mei, vă mulțumesc tare mult că ați urmărit și acest clip, vă îmbrățișez pe toți și vă doresc mult spor la cumpărături dacă intenționați să faceți vreo achiziție în viitorul apropiat. O zi minunată să aveți! Pa, pa!